Deflagrația s-a produs în jurul orei 9:30, când proprietarul magazinului a intrat și a aprins lumina. Atunci totul a sărit în aer, iar omul a fost aruncat de suflul exploziei într-un colț al imobilului, fiind acoperit cu bucăți din materialele de construcție. Bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost scos de sub dărâmături de vecinii veniți să vadă ce s-a întâmplase. Era în clădire, în colțul din partea dreaptă. Era acoperit cu multe materiale, de mobilier, hârtie, le-am dat la o parte. I-am spus că să stea niște, că îl scoatem. Înțelegea, nu putea să vorbească. Asta s-a întâmplat, l-am pus în mașină și n-am văzut că avea piciorul drept sau stâng făcut praf, mâna și fața. Casele din vecinătate au fost afectate, rămânând fără țigle și fără geamuri. Vecinii s-au speriat crezând că este cutremur și au ieșit din locuințe. Eram în casă, mă pregăteam să mă îmbrac, să mă duc la biserică și între timpul ăla am auzit o stupuitură și mi-a căzut un pic de pământ și prin casă. Am crezut că este cutremur. Am ieșit, am țipat la copii și în timpul ăla când am ieșit în stran pe afară, într-adevăr am văzut așa ceva, toate geamurile de la termopan, tot aici, în partea aceasta, date toți. Au fost parte geamuri de la întreaga locuință, țigle. Și când s-a auzit și explozia, ați și văzut cum săr geamurile? Da, au sărit foarte multe obiecte, până în curtea mea, inclusiv în... Noi fusărăm aici aproape, dar spun și spre Ștolojan veni un coleg de-al proprietarului, un polițai, și spusă că și acolo să auzi bubuitura. Da, aici cel puțin zisărăm că pică beșerlia pe noi. Pompierii sosiți la fața locului spun că explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze. Echipe ale societății de distribuție au sistat furnizarea gazelor pentru a evita producerea unei noi posibile deflagrații. Presupunem S-au acumulat gaze, însă vom verifica cu cei de la Distrigaz și ne vom pronunța. Încă nu ne-am decis. Dacă este de la butelie, se pare că nu ar fi de la butelie. Să vedem. Explozia e dezastru prea mare pentru o butelie. Deci o să analizăm exact, să vedem cei de la Distrigaz cum se pronunță, dânsi o să facă săpăturile, să vedem exact. Victima exploziei a fost transportată la spitalul din Craiova și operată de urgență de medicii doljeni. Magazinul distrus nu avea niciun fel de asigurare, ca și casele din vecinătate. Proprietarii imobilelor afectate trebuie să suporte acum pagubele.